În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Sfinte Arhidiacone Ștefan, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată că avem deopotrivă și praznicul nașterii și sărbătoarea Sfântului Arhidiacon Ștefan. Și pică exact ca o mănușă, dacă ne uităm atenți, că avem două feluri de martiriu. A celor 14.000 de prunci uciși de Irod, deci ce își pregătește Hristos pentru intrarea în lume? Un covor de feciorie, un covor de inocență, un covor de puritate, un covor de sânge neîntinat, un covor de suflete îngerești și o oștire de îngeri în trup. Ce spune Mântuitorul târziu, peste 30 de ani în activitatea mesianică? Lăsați copiii să vină la mine. De ce? Pentru că și el, fiind copil, primii care l-au slujit cu toată inocența au fost copiii poporului evreu din genocidul lui Irod, care se temea să nu-i fure cineva străin împărăția. Și atunci a trecut la masacrarea pruncilor de 2 ani și mai jos. Nu intru în detaliu, ci spun doar atât. Sunt controverse și controverse că n-au fost 14.000, că nu știm ce populație era, putea să fie și 100, nu mă interesează. Simbolul de 14.000 este același simbol pe care Dumnezeu îl spune lui Ilie: Doamne, șterge pământul, omoră-i pe toți. Ușor, Ilie, mai sunt vreo 7.000 care se închină mie. Dacă deschidem prin cartea Apocalipsei, iarăși mai găsim expresia aceea cu 14.000 de drept sau nu știu cât, 140.000, n-am exact noțiunea, iarăși un număr din asta matematic. Acest infinit și număr simbolic biblic mărturisește ca atare lucrarea, întâi istorică, care e consemnată și există, lucrarea biblică confirmată în Sfânta Scriptură a Noului Testament și întâmplarea de atunci din vremea lui Isus, arătându-ne că venirea lui Isus în lume a fost una ostilă. Isus n-a venit în lume cu alai, cum spun colindele. N-a venit cu trăsuri, cu cai, cu flamuri, cu catifea, cu muzică, cu rugăciuni, cu țambal, cu orgă, cu flaut, cu alăută. Nu. A venit singurel și micuț, spune Evanghelia lui Ioan. A venit la ei săi și nu l-au cunoscut, a venit într-o ale sale și nu l-au primit. Și ce înseamnă într-o ale sale? El a creat totul cu cuvântul. Și iată-l totuși coborât sub vrem în Fecioara Maria, în pământul acesta care avea deja 3 blesteme pe el. Să aibă spini și pălămidă, și vedem spini și pălămizile din jurul nostru și toate încercările și tulburările și greșelile și răutățile și dușmăniile și împungerile și războaiele și omorurile. Vedeți, toată lumea justifică că apără ceva, pe dracul apără. Nu ai voie să ucizi. Scurt, formula este clară în decalog. Nu spune n-ai voie să ucizi, dar poți ucide pentru. N-ai voie, n-ai crea viață, nu stingi viață. Scurt. Prezența lui Iisus în lume controversează întreaga planetă. Și nu o spun eu, o spune dreptul Simeon. Lumină spre descoperirea neamurilor, deci înlocuiește focul de la rugul din Sinai, înlocuiește focul sacru, stâlpul de foc noaptea, înlocuiește norul luminos, înlocuiește lumina menorei, care se aprindea seara la templu, și înlocuiește orice foc de jertfă care se face înaintea lui Dumnezeu. El devine mielul de jertfă, care este
și focul Dumnezeirii, și focul mântuirii, și focul luminii celei neapuse, și focul luminii celei veșnice, și focul luminii celei necreate, și izvorul întregii puteri gânditoare a luminii mai presus de puterea gânditoare, cum spune Palaman, teologiile lui necreate. Deci el este lumina lumii, vine ca lumea să nu mai umble niciodată în întuneric. Și iată că atâta lumină aduce el în lume, că astăzi avem, după mărturia celor 14.000 de prunci uciși de Irod, la activitatea mesianică a lui Hristos și după învierea lui, primul martir creștin, arhidiacon Ștefan. În Faptele Apostolilor avem consemnat acest lucru, că era nevoie de slujitori, femeile evreice se plângeau venite la creștinism că nu sunt suficient băgate în seamă și atunci apostolii cad de acord că ei fiind doar 12 nu puteau să facă față la tot ce se cerea și a zis așa, să alegem 7 bărbați, fără prihană, adică nu curvari și golani, plini de Duh Sfânt, nu de băutură, plini de înțelepciune, nu puturoși și neînțelepți, plini de har, și de râvnă, nu leneș, și plin de Duhul Sfânt și cu nume bun. Ce înseamnă cu nume bun? Feciorul directorului cutare sau feciorul directorului la compania cutare? Nu. Nume bun în viața lor. Acesta e un om bun. E de un neam bun. Părinții lui sunt oameni credincioși. Ăsta e termenul. Și-au pus apostolii mâna peste ei și i-au numit diaconi. Din amintire, țin minte că este și Parmena, și Nicolae, și Prohor, și nu știu mai care, că sunt 7 la rând, și ei își încep activitatea. Aici avem două lucruri total minunate. Mărturisirea noii credințe, iudeo-creștinismul, cruce, moarte și înviere cu Hristos, îndărătnicia iudeilor și pentru prima dată prezența unui mare om al Sfintelor Scripturii, Saul din Tars sau Marele Apostol Pavel. Poate ați auzit el, 3 călătorii misionare. Când spui Pavel, spui Mediterana. Când spui Pavel, spui Europa creștină. Când spui Pavel, spui Hristos mărturisit lumii. Când spui Pavel, spui Evanghelia pe înțelesul tuturor. Când spui Pavel, spui încreștinarea Imperiului Roman. La picioarele acestui Saul din Tars stăteau hainele lui Ștefan, care era și văr cu el. La fel de deștept, la fel de înțelept, la fel de luminat, la fel de cunoscător și crescut la aceeași școală a lui Gamaliel, care îi înfruntă pe cei din templu și nu le spune decât atât. Voi cei tari la minte, netăiați împrejur la minte și la cerbice și la inimă, care ucideți și faceți prozeliți și vă răzvrătiți împotriva celui care ne-a mântuit pe noi. După discursul teologic al lui Ștefan în Sinedriu, hotărârea este una categorică. De pe explanada templului este luat, folosim un termen lumesc nou, în șuturi, prins de ostași și de gărzile templului și împreună cu Sinedriu dus la groapa gunoailor, astăzi curba care a fost în Ierusalim de jos de la Ghețimani, este Biserica Sfântului Ștefan, chiar piatra unde a fost martirizat, poarta este puțin mai sus, la niciun kilometru, un 400 de metri, explanada în dreapta unează la Xașă, moscheea lui Omar, aceea galbenă, cu turn de aur, acolo era templul lui Zorobabel reconstituit în care a vorbit Ștefan, este adus în Valea Gunoailor, Ghiena. De acolo folosește și Hristos expresia de foc nestins, că acolo gunoaiele ardeau tot timpul. Și este ucis cu pietre. Care este diferența între cei doi corifei și mari titani ai Sfintei Scripturii? Mărturisirea lui Ștefan ne arată puterea mistică de a vedea cerul deschis și pe Fiul omului, șezând de-a dreapta Tatălui, lucru care Pavel nu l-a atins, pentru că avea solți pe ochi.
n-a putut primi și n-a putut înțelege moartea și învierea lui Hristos. Ștefan, în curajul și în mărturisirea lui, poate face aceasta. Și este ucis și rămâne martirul întâi după începutul creștinismului. Ce se întâmplă mai târziu cu marele Pavel? Mânat de râvna cea bună, mânat de școala învățată în templu, mânat de dezideratul rabinatului, mânat de puterea credinței iudaice pe care o respecta dumnezeiește, Pavel nu înțelege taina lui Hristos. Nu înțelege minunile, nu le-a văzut, n-a stat în mijlocul ucenicilor, n-a văzut vindecări, n-a văzut izgoniri de demoni, n-a auzit cuvintele învățătorului. Era prunc, copil și învăța pe vremea aceea școala. Deci când Pavel ținea hainele lui Ștefan la picioarele lui, avea între 25 și 26 de ani. Dacă luăm de la 13 ani la 26, 13 ani de rabinat la templu sub Gamaliel, deci când Hristos era în activitatea mesianică, el avea un 20 de ani. Nu era preocupat, era prea setat și prea îndrăgostit și prea convins și prea aprins la inimă de învățătura Pentateuhului, cartea lui Moise. Și n-admitea în mintea lui că există o altă învățătură mai presus decât a profeților. Și era în stare să moară pentru ea. Și atunci când la înviere el era în templu și l-a auzit pe Nicodim și pe Iosif vorbind despre Iisus, în mintea lui se dădeau războaie. Când a auzit hotărârea lui Caiafa și a lui Ana, omul ăsta trebuie să moară, în mintea lui se dădea războaie. Când l-a văzut pe Iisus răstihnit, în mintea lui se dădea războaie. Când l-a văzut pe Iisus bătut în cuie la Golgota, în mintea lui se dădea războaie. Dar în cele din urmă, în toată înțelepciunea lui rațională, din tot ce învățase din Pentateuch, a mers pe acel conservatorism autentic care a zis așa: ce-o fi, o fi. Mai mare decât părintele nostru Moise nu poate fi nimeni. Deci aceasta e credința. Și atunci s-a umplut de mai multă râvnă, de mai multă ură asupra creștinilor, de mai multă ambiție și orgoliu, că sub orice formă învățătura Pentateuhului trebuie păstrată, și a început cu dezlegarea celor de la templu, fiind mai fanatic, ca să folosim un termen așa mai apropiat, fiind mai fixist, mai ideolog, mai conservator, mai ambiționat, a început să devină criminalul creștinilor care vorbeau de Hristos în cetatea Ierusalimului, încât oștile și gărzile templului erau atât de temut că mulți creștini și apostoli au fugit în Antiohia și s-au refugiat de frica lui. Tremura toată omenirea Ierusalimului de cunoștințele lui Pavel, de râvna lui Pavel, de nebunia lui Pavel, de criminalitatea lui Pavel, de orgoliul lui Pavel și de ambiția lui Pavel. Oricine știa că odată a intrat pe mâna lui Pavel, nu are scăpare. Și din clipa aceea, Pavel devine temutul dușman al lui Hristos. Pornit cu acte în regulă, cu gărzi după el, cu biletele de voie, cum se spune, cu cărțile de circulație, pecețile, pleacă spre Damasc să rezolve două lucruri deopotrivă. Prinderea creștinilor, căutarea trupului lui Iisus cel furat, mort, răstihnit, care spune ei că au înviat, și de a mai găsi ucenicii lui și a-i mai stârpi, ca nu cumva această credință să învăluie pământul. Deci orbirea din mintea lui era foarte mare. Orbirea din înțelepciunea lui pământească și rațională era foarte mare. Răutatea naivă din mintea lui pentru învățătura lui Moise era fundamentală. Și plecând în grabă mare să ajungă spre Damasc, pe drum este învălit într-o lumină puternică
și începe Dumnezeu convertirea celui mai mare apostol sau verhovnic între apostoli, ca și Petru, a marelui Saul din Tars, marele apostol Pavel de mai târziu. Învălit în lumina orbitoare, orbit cu ochii, de ce nu mai avea nevoie de vederea aceasta, că era simplă și limitată, trebuia să treacă printr-o traumă sufletească care să-l dezică total de omul vechi, aude acele celebre cuvinte: Saule, Saule, de ce mă prigonești? Îți este ușor să lovești cu piciorul în țepușă? La demnitatea lui de rabin și tânăr învățător al legii Pentateuhului, întreabă foarte mirat, izbit de mutilarea ochilor: ce-ar fi mai putut face un om de calibrul lui Pavel dacă nu putea citi și cunoaște legea, dacă nu putea umbla, dacă nu putea să călătorească, dacă nu putea fi util și ar fi avut nevoie de ajutor? Știți ce înseamnă un om cu dezabilități, care îl porți cu căruciorul, îl duci de mână, îl hrănești, îl speli, îl porți, îl culci, îl scoli, îl scoți pe terasă, îl pui pe scaun, îl iei de pe scaun. Deci, la 26 de ani, pentru Pavel, era crimă și pedeapsă să devină un morman de carne ineficientă în jurul propriului său sine, hrănit cu atâta cultură iudaică și cu învățătura întregii Sfintei Scripturi a Vechiului Testament. Și întreabă mirat: cine ești? Eu sunt Iisus Hristos, cel răstihnit și înviat pe care tu îl prigonești. Doamne, ce să fac? Nu faci nimic. Te duci în Ierusalim, îl cauți pe Bartolomeu și pe Barnava, te vor boteza și vei vedea de acolo încolo ce ai de făcut. Vă dați seama de transformarea fundamentală a unui iubitor de iudaism și de lege veche la modul pur, autentic și divin. Deci nu era vorba de o fixație, nu era vorba de o, cum se numește, obsesie, ci era vorba de un elev premiant care terminase Academia Rabinică a Vechiului Testament la școala lui Gamaliel cu mai mult decât magna cum laude. Să meargă acum el, în calitate de olog, fără ochi, purtat de mâini de cineva, să-i caute pe cei pe care îl omorau, să-i dăruiască milă, să le implore milă. Și Dumnezeu îi înștiințează pe cei care trebuie să-l boteze. Și aceea ți-e spăre: Doamne, da, tu te auzi ce spui? Păi ăsta e dușmanul nostru, ăsta a omorât toți creștinii care i-a prins. Nu vă speriați. Nu vă veți mai întâlni cu același Saul pe care îl știți voi. Acesta este altul. Și acum s-a creat în societate o rumoare care nu mai putea fi înțeleasă. Cum același om poate fi în două feluri? Noi spunem asta în termenii medicali bipolar. Adică din extrema iudaică în extrema iudeo-creștină. Pentru că ajuns la apostolii care l-au botezat, lui s-a deschis ochii și a înțeles marea taină a lui Hristos. Adică a murit și a înviat și a gustat iadul propriei neputințe, așa cum au gustat iadul drepții Vechiului Testament. Noi avem această mărturie unde? La adormirea Maicii Domnului, într-o naștere Fecioriei ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit de Dumnezeu născătoare, mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale izbăvești de moarte sufletele noastre. Același lucru îl trăiește Pavel după cuvântul Sfintei Scripturi. Nu toți vom muri, dar toți ne vom schimba într-o clipeală de ochi. Clipeala de ochi în care Saul din Tars,
care participă la genocidul lui Ștefan și îl supraveghează să fie făcut cum se cuvine, ca cel pedepsit să nu mai învie, să nu se mai ridice, să nu mai propovăduiască, să nu-și mai dea vreodată cu părerea împotriva legii lui Moise și să nu mai vorbească vreodată despre Hristosul cel înviat, a stat în mâna lui. El și-a ucis cu sete sufletească propria rudă care contrazicea Pentateucul, știind că aduce slujbă bună lui Dumnezeu. Și acum el era cel care își primise ochii înapoi de la cel pe care l-a blamat și l-a batjucorit, de la Iisus Hristos, prin lumina Sfântului Botez. Deci i s-au iertat toate păcatele. Și din clipa aceea, Pavel trece prin două traume sufletești. Recunoaște ghimpele din sufletul său care a fost al satanei și l-a făcut să nu înțeleagă niciodată o taină mai presus de taină, deși vă fac sigur afirmația că Pavel n-a stat niciodată degeaba. În calitate de cunoscător, așa cum noi deschidem azi o carte de dogmatică, mistică, comparată, să vedem ce înseamnă creștinism și celelalte religii ale lumii, și Pavel era frământat ca un bun cunoscător a Sfintelor Scripturi de curentul modern al creștinismului mărturisit de Iisus Hristos. I-a ascultat discursurile și îl tulburau, i-a ascultat discursurile și nu le înțelegea, i-a ascultat discursurile și îl bulversau, i-a ascultat discursurile și pur și simplu îl luau durerile de cap, i-a ascultat discursurile și vedea că sunt în contradicție cu ceea ce știa el. Da, în ologeala minții lui, neatinsă de Duhul Sfânt, considera că orice ar fi, legea veche cu toate scăpările ei este soluția cea mai solidă de a păstra un adevăr ceresc de la Domnul Savaot. Și a ales să rămână adevăratul slujitor a legii lui Moise. Și acum acel slujitor a legii lui Moise începe să vorbească de Hristos cel răstignit și înviat, cu care s-a întâlnit în drumul Damascului, care l-a restaurat, care l-a dărâmat, care l-a resetat, care l-a ucis cu trupul și cu sufletul dogmatic și l-a născut din apă și din duh, primind cinzecimea focului din drumul Damascului și cinzecimea botezului prin afundarea în numele celui răstignit și înviat. Se retrage în pustiul Arabiei și 3 ani de zile își pune la punct toată teologia dogmatică a noului Dumnezeu pe care trebuie să-L slujească. Pe cuvântul cel veșnic prin care toate s-au făcut, prin cuvântul cel veșnic prin care toate s-au zidit, El a zis și s-a făcut, El a poruncit și s-au zidit și este convins că spusele lui Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și prin el toate s-au făcut, fără de care nimic nu s-ar fi făcut, sunt cuvintele de foc ale începutului Noului Testament și ale începutului întregii zidiri. Și Pavel trece la restaurarea lumii ca o răscumpărare a uciderii nedrepte și nevinovate deopotrivă a propriei sale rude, verișor, Ștefan Arhidiacon, întâiul mucenic, care i-a spus-o prin lumina Duhului Sfânt mult mai înainte lui Pavel. El este cel prin care toate s-au făcut. Propriu-zis, Ștefan îi spune lui Pavel acolo în timpul discursului din Sinedriu cele 3 mari mărturii. Ale Fecioarei Maria, faceți tot ce vă spune el. Ale Sfintei Scripturi, eu sunt cel ce sunt, cerul și pământul pot trece, dar cuvintele mele nu pot trece. Și ultimul lucru care îl poate spune Ștefan este acesta. Am văzut pe Fiul lui Dumnezeu că nu e un om de rând, nu-i Fiul Mariei și a Teslarului din Nazaret, ci este Fiul Tatălui, cerurile erau deschise, iar Fiul omului stătea de la dreapta Tatălui. De ce stătea acolo? Aștepta să primească în brațele lui sufletul lui Ștefan, care îl mărturisea în mijlocul leilor și lupilor Vechiului Testament, care se luptau cu noua lege a lui Hristos și vroiau să o anihileze, mai bine să moară un om decât să ne moară tot neamul. Și ajunge Pavel la 2 maxime și 2 teologumene indubitabile de a mai fi vreodată contrazise. Întâi,
nu eu trăiesc, Hristos trăiește în mine, spune Pavel. A doua oară spune Pavel, am văzut un om, nu știu dacă în trup sau afară de trup, dar până la al treilea cer, deci aceea era măsura rugăciunii lui în austeritatea mistico-ascetică a Arabiei, unde s-a format în cunoașterea lui Dumnezeu și a pus la punct și a refăcut tot sistemul teologic de gândire. Și apoi aduce două mărturii care stau la temelia creștinismului de azi. Nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului meu. Pentru cei ce cred e arma puterii și înțelepciunii, că am trecut eu opinia acum la Damasc, pentru cei ce pierd este nebunie, pentru elin sminteală, pentru iudei nebunie, spune Pavel. Dar nu mi-este amălăudat decât în crucea Domnului meu. Eu, Pavel, apostol prin credință. Deci n-am văzut minunea. Acum cred. Și a doua lui Pavel, dacă Hristos n-ar fi înviat, auzi concluzia supremă, credința noastră ar fi fost zadarnică. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia. Ce a spus Ștefan când îl lucideau cu pietre? Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Nu le socoti lor păcatul. Unde mai auzim aceste cuvinte? La Golgota, când îi băteau cuiele. Tată, nu le socoti păcatul, ei nu știu ce fac. Ei împlineau Scripturile. Și atunci Ștefan, înainte de a-și da Duh, a spus așa, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. Cum o putem pune în antiteză aceasta cu dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică? Pavel ajunge la concluzia că ceea ce a văzut verișorul lui în groapa Ghenii gunoilor unde este ucis, este tocmai ce trăiește el prin cinzecimea Damascului și că, într-adevăr, cel răstignit și înviat pe care tu îl prigonești este de-a dreapta Tatălui. Că noi așa spunem în simbolul de credință. Și s-a suit de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Vedeți cât de frumoasă este tematica de astăzi? Vedeți cât de adâncă este tematica teologică a începutului creștinismului? Cu două mari temelii. Martirică, fiindcă Pavel moare cu capul tăiat în Roma, martirică, fiindcă Ștefan moare chiar în Ierusalimul pe care l-a iubit. Ce știa Ștefan de la Hristos? Nu vă depărtați de la Ierusalim până nu vă îmbrăcați cu puterea de sus. Voi sunteți martorii mei în cer și pe pământ. Mergând învățați toate neamurile câte v-am spus eu vouă. Ștefan a învățat direct în cetatea învățătorului său. Ștefan a învățat direct în Ierusalimul pământesc, care l-a transpus direct în Ierusalimul ceresc. Pavel moare la Roma și face din Roma a doua cetate a Ierusalimului, sau al doilea Ierusalim, prin faptul că Constantinopolul fusese prima Romă de la împăratul Constantin, care a dat libertate creștinismului, iar Roma devine prima cetate a Ierusalimului prin Coliseum acela unde s-au petrecut cam 10 milioane de martiri. Catacombele, bisericile subterane, al doilea Ierusalim pământesc în ceea ce privește temelia creștinismului. O să zicem așa, a trecut și sărbătorile de iarnă și așteptăm anul nou. Nu, sărbătorile nu trec niciodată. Sărbătorile sunt pururea cu noi, ori de câte ori ne spovedim și ne împărtășim. De aceea, și Ștefaniile, și Ștefanile, și Ștefanii își cinstesc azi un nume frumos, la care dacă spunem la mulți ani, nu știm ce facem cu ei. Să spunem râvnă sfântă, viață sfântă, dorință sfântă, curățire sfântă, trăire sfântă, minune sfântă. Ștefan câștigă Ierusalimul cu cuvântul și rămâne în cartea Evangheliei. Pavel câștigă pământul cu învățătura ierusalimitianului și dintr-un țăran lucid care cosea corturi, roman de neam evreu de sămânță, cetățean roman, prin aceasta poate să scrie epistolele și liber și în lanțuri. Știți că el este purtat, evreii îl urmăresc tot timpul să-l urască, să-l ucidă, să-l omoare și totuși, datorită că era cetățean roman, putea să adreseze autorităților romane
Și cum e povestea, dacă judecătorul e român și pacientul judecat e român, are o circumstanță. Dacă pacientul e italian și avocatul e italian, are o circumstanță. Pavel, fiind roman, se folosea foarte bine de acest lucru, dar în același timp și încreștina Roma. Romanii au romanizat 3 continente cu legiunile și armatele și puterea și voința și bărbăția și lăncile și scuturile și săbile și aruncătoarele de pietre și cu ce lucrau ei și cu toate metodele de luptă. Iar Pavel, cu traista în mână și cu cuvântul lui Dumnezeu, cucerește 3 continente și le face creștine. O parte din Asia, o parte din Africa și o parte din Europa. Prin puterea Duhului Sfânt. De aceea, când spunem la mulți ani celor ce poartă aceste nume, să avem grijă ca numele acesta de Ștefan, care înseamnă coroană, să fie într-adevăr la cinstea și la demnitatea cuvenită, cum a purtat-o și Ștefan cel Mare, și Ștefan al sârbilor, care a ajuns Simeon la Hilandar, și mulți alți mari creștini și domnitori și martiri și mucenici, Ștefan cel Nou, Ștefan Savaitu și mulți alți Ștefani care au luat cununa nevestejită a sfințenii și a nemuririi. În rest, în continuare, sărbători frumoase, bilanț la sfârșit de an, câți prieteni trebuie să avem, cum trebuie să fie, pe cine ajutăm, pe cine nu ajutăm, cui ne dăruim, pe cine respingem, de cine ne ferim, pe cine iubim, pe cine ignorăm, pe cine respectăm, cine ne respectă și așa mai departe, și să încheiem bilanțul de an cu un gând bun. În anul viitor să jertfim mai mult pentru Dumnezeu și pentru suflet și mai puțin pentru cei care se victimizează, dar de fapt sunt șerpi otrăvitori în spatele acestui deziderat al filantropiei sau a victimizării. Să fim prudenți, să fim atenți, că lumea este plină de spini și pălămide. Hristos a venit să o curățească de spini și pălămide, dar în schimb noi am scăpat aceste bălării în sufletul nostru. Să ne curățim inima de spini și pălămide, să putem cu adevărat mărturisi regea lui Hristos. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.